Dacă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, atunci ce se întâmplă cu cei ce n-au auzit niciodată Evanghelia? Într-adevăr, nu toți oamenii au auzit Evanghelia, vestea bună că Iisus Hristos a murit pentru și în locul nostru. Cu toate acestea, nimeni nu se poate dezvinovăți. De ce? Avem un pasaj în Epistola către Romani, în primul capitol, unde scrie astfel: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Ce putem înțelege până aici? Toți oamenii știu că există Dumnezeu, știu că există un Creator, chiar dacă nu au auzit Evanghelia. Astăzi, tot mai mulți se numesc atei, adică ei cred, ei pretind că Dumnezeu nu există. Ori din versetele de mai sus înțelegem că nu este așa. Dumnezeu se descoperă, îi se arată fiecărui om în interior, la nivelul conștiinței, dar și prin creație. Te uiți la stele, la lună, la soare, la planete, la tot și știi că cineva le-a creat. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, totuși l-au respins. Pasajul continuă și zice că astfel, din pricină că l-au respins pe Dumnezeul pe care l-au cunoscut și și-au permis să facă tot felul de lucruri urâte, și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Mai menționez doar ultimul verset din primul capitol. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Toți oamenii știu că există Dumnezeu și nu doar atât. Ei mai știu și că există o pedeapsă dacă nu ascultă de acest Dumnezeu. Ce vreau să zic cu toate acestea? Există mântuire fără Evanghelie, fără jertfa lui Hristos? Nici de cum. Dar oamenii care nu au auzit Evanghelia nu au nicio scuză. Toți oamenii știu că Dumnezeu există, iar pe acest Dumnezeu trebuie să îl caute, iar Dumnezeu care este bun și drept îi răsplătește pe cei ce îl caută. În loc să ne batem capul și să ne tot întrebăm, oare ce se întâmplă cu aceia care nu au auzit Evanghelia niciodată? Ar fi mai bine să mergem să le spunem, fiindcă ea, Evanghelia, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem este: ce se va întâmpla cu noi? Noi, cei care am auzit Evanghelia, dar nu o trăim, nu o împlinim și nu o spunem nici altora.